La ediția din acest an sunt așteptați în jur de 150 de olari și meșteri în ceramică figurativă, reprezentanți din 30 de județe. Astfel, vizitatorii pot observa evoluția și preocupările meșterilor olari și ceramiști de la an la an, noutățile și caracteristicile celor mai reprezentative școli de olărit din România, Horezu, Corund, Braniștea, Obârșa, Marginea, etc. Ca de obicei, în perimetrul târgului se va regăsi și roata olarului, iar 5 meșteri vor face demonstrații practice pentru vizitatori. Târgul Olarilor se desfășoară în Piața Mare din Sibiu în zilele de 3-4 septembrie 2011. Tot la Sibiu va avea loc cea de-a 11-a ediție a târgului de produse tradiționale și ecologice, care se va desfășura în ziua de duminică 4 septembrie 2011, între orele 10-17, în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului. Produsele tradiționale ce vor fi expuse spre degustare și vânzare sunt plăcintele de casă umplute cu fructe sau cu brânză de vaci, cozonacul, turta dulce, bomboanele de zahăr ars, prăjiturile săsești, produsele apicole, pâinea coaptă pe vatră, brânza telemea de mărginimea Sibiului și altele. Rețetele produselor au trecut testul timpului, iar calitatea lor a fost testată prin consumatorii fideli ai produselor tradiționale și ecologice, expuse la edițiile precedente ale acestui târg.